Încă un cuplu în casa iubirii! Felicitări! Vă țină. Bine, ți-vă bine că acum vin hienele. Acum, acum ce fac eu mâine? O mai cer o dată? Păi nu, acum s-a demonstrat faptul că Cosmin știe să vorbească și fără scenariu din partea n-ați mea sau al Larisei. N-ați transmis nimic, am fals sincer. Păi, părerea voastră nu-mi pasă. Zero. Și hai. Foarte frumos a fost peisajul desprins chiar din film. Voi v-ați vorbit, clar. Clar. Da. Exact. Vedeți, le zic eu ca să nu-i mai atacați. Nu-i ca și cum aveam geaca aia deja cumpărată. Exact. Foarte, foarte, foarte frumos. Cum a fost? Fric, ați fărăit, mâncarea a fost bună. Când am văzut papanașii, erau 2 kg de papanași, efectiv. Da, deci a fost un date foarte frumos, foarte special pentru mine, după cum am spus și când am fost întrebat. Cum să spun? A fost foarte special, având în vedere că ai cerut-o de iubită. Cosmin, după atâta timp, a cerut-o fată de iubită. Am cerut-o de iubită. Este prima iubită în cadrul emisiunii de când sunt aici. Și, și ultima. Cred. Sper. Sperăm. Acum vom vedea cum decur lucrurile. Depinde ce vine luni. Mine nu prea mă interesează. Ca pe voi. Da. Așa. Cadrul a fost extraordinar de frumos. A fost prima dată când am mers la munte și asta a fost încă o chestie foarte specială. Ce să spun, totul a fost superb, efectiv. Ceva ce ți-a plăcut foarte tare de acolo? În momentul în care citeai... Emoțiile pe care le-am simțit atunci, sincer. Cred, nu știu dacă s-a văzut, dar... S-a văzut. S-a văzut. Da. S-a văzut, da. Ștefania, ai bănuit ceva? Da. Ai bănuit? Cum? De-am bănuit. Să vă zic de ce. Vă zic eu. Știu, dar vrem să auzim, să știe toată lumea. Deci când am luat poezia respectivă, a zis tu, hai. Ei, s-a întâmplat. Da. Eram în cameră, ne pregăteam să mergem la cină și scoate ceva din geantă, din geantă. Și era o foaie. Și o scăpată, nu era cu intenții să o... arate și am văzut-o și mi-am dat seama de acolo. Da, au picat cu fața în jos, gen. Da. Că nu m-am văzut. Da, a luat-o repede. Normal. Da, da, da. Instinctual și atunci vrea te-ai bage... prins. Da. De ce vrea să ascundă foaia asta de mine? Dar, da, eu, iertați-mă că vă întreb, vi s-a spus că stați mai multe zile? Sau... Doamna Andreea, eu am vrut să mă duc pregătit acolo. Pentru că... cred că a adus murături. Nu, și-o luat murăturile și-o luat cartaboșul după el. Murăturile de pe masă erau în, nu, din bagaj. Mi-am luat mai multe haine, am zis, băi, s-a poate să am în caz de ceva. N-am fost la munte, nu știu cum e, da. Dacă mi-e frig. S-a mai multe. A fost frig? El are tot. Da. Ștefania, ce ți-a plăcut cel mai mult? În momentul în care m-a cerut, vă dați seama. Foarte frumos. Am simțit și eu foarte multe emoții. Nu știu dacă s-a văzut, dar tremuram. Ca de obicei, când sunt în preajma lui. Acum tremuri? Nu. Gata. Dar de ce nu te-ai uitat? Că nu-i place să se vadă. Nu-i place să se vadă, da. Doamne, de ce? Las că se uită pe net. Nu mă uit nici acolo. Cum mai tu întrebi asta? Nu că dădeam un cadru mai așa cu tine. Nu, nu, nu. Știți de ce? Ok. Bine. Acum, ești în România, dar tu îmi spuneai că atunci când ne-am cunoscut în prima zi și ulterior am mai discutat despre asta, că atunci când se oficializează o relație, băiatul trebuie să-ți aducă ceva. O prăjitură, o bijuterie, un inel. Ce față are Cosmin? Am mai vorbit despre asta? Nu știe. Nu. Dar nu-i ca și cum eu nu i-am... Nu mă interesează. Ce ai luat? Mie așa mi-a spus Ștefania. Un buchet de flori, la cerere. În Italia, când cineva... Exact, da. Da? Da. 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 Într-o relație, îi se dă un inel. Nu e de logodnă, e de relație. În România se dă o mașină. Eu i-am dat, cu poezie. Prefer România. Abia cum zici? Păi și poezia nu-i ceva. Păi da, e un inel, dar nu... Eu mă duc în am avut pretenția să-mi dea ceva. Este o tradiție din Italia. Dar fiind în România, nu se aplică. Asta e că e logon. El e român? Nu știu. Nu. Stefania, ba da. Poate acolo nu e așa. Nu, poate ce când se... A? E fidanțamento. E logodnă. Fidanțamento?
Teoretic, da, da, că se folosește de către tineri. Nu, pe mine când m-au cerut să fiu iubita lor, mi-au dat un inel. Ai fost logodită și n-ai știut. Nu, asta înseamnă... Fost logodită și n-ai știut. Nu, asta înseamnă, da, tineri... Nu, finanțată la... Iubită. Măi, vrea să zic că... Finanțată e... Logodnică. Iubită cum se zice dacă finanțata e iubit, e logodnică? La iubită cum se zice? Fidanțata, se zice. Tot fidanțata. Da, da. Compania, exact. Compania. E logodnică. Nu e prietenă compania. Logodnă. Nu, companie. Măi, fidanțata e iubită. Nu. Deci, doamne, Andreea, în Italia e logodnică. Se zice fidanțato? Poate așa a fost. Nu, e logodnică. Păi, fidanțata. Ce coincidență. Se folosește în ambele. Se folosește, asta zic că tinerii le folosesc în ambele. Da. E cu inel sau fără? La mine a fost mereu cu. E fără de cam de care... câte ori a fost cu. Cosmin. Deci cum se zice? Dacă vrei te ajutăm, îți spunem exact mărimea. Păi nu, să-mi nu vreau, doamne Andreea. Scăpați de chestia. Vă zic eu mărimea și... Nu vrei? Nu. Deci dacă... Cosmin a devenit finanțat-o. Dacă vedea... Finanțator. Dacă vedea cum... Sau cum s-a zis, colonialist. Dacă vedea cum mama ta și se supără. Zic, cum de-ai acceptat, fără să-ți dea nimic, ceva? Da, Andreea, stați un pic, că și-a m-a cerut pe mine, eu n-am inel. Bine, mama ei este româncă, nu? Dar, da. Și ce dacă? Tradițiile de aici, doamna Andreea, curge prin vene sânge de româncă. Dar eu consider că el mi-a dat ceva mult mai semnificativ. O poezie. O poezie frumoasă. Simbolic, inima. Două, da. A doua poezie în nici o lună de zile. Da, cum vi s-a părut date-ul? Plictisitor. No. Cum vi s-a părut date-ul, băieți? O stare superbă. Chiar de aia și mincinos e, Robi. Patrick. Cum e mincinos? Excepțional. Ce mincinos ești. Ștefan. Nu sunt mincinos, a fost... Așa se fac. Sperând. Mie mi s-a ridicat părul la o poezie. Ăla din cap. Care păr? Da. Părul de pe mine. Aș fi zis, mie mi-a picat părul la poezie. E bine, frate, că face cu numele la șampon. Ștefan. Da, mi-a plăcut foarte mult, au transmis super multe chestii. Andrei. A fost foarte frumos și am văzut că s-au și asortat, peisajul a fost extraordinar și ei au transmis foarte multe emoție. Papanașii? Și papanașii. Mi-au transmis foarte multe emoție mie, papanașii, sincer. Am înțeles, Robi. Păi pe lângă faptul că a cerut-o și ăla a fost cam cel mai frumos moment acolo și cu focul ăla pe spate și așa mai departe. Cu pușca acolo, bă, era super excepțional. Drăguț. Tot date-ul a fost. Tot cap-coada a fost frumos. Foarte frumos. Robert. Și mie mi-a plăcut foarte mult și din nou ajung la concluzia că pentru Ștefania nu văd niciun alt băiat potrivit aici în casă. Perfect. Dar pentru Cosmin? Același lucru pot să spun și pentru el, că nu este fată potrivită pentru el în afară de Ștefania. Același lucru pot spune și eu. Și eu. Deci dacă vă despărțiți cumva o să rămâneți singur toată viața voastră. Nu că avem suficiente fete singure și băieți singuri și vă rog, nu. Da, dar mă refer strict ce se vede în momentul de față, nu, n-aș vedea-o pe Ștefania cu un albe. Foarte drăguț, foarte frumos. Julie, ți-a plăcut? Da, mi-a plăcut, mai ales faptul că Ștefania s-a exteriorizat și cred că a spus mai mult decât a spus până acum. Da, chiar, am văzut-o și noi un pic mai dezinvoltă pe Ștefania, iar a fost un lucru frumos. S-a simțit relaxată, chit că se filma, ai fost relaxată, pentru că probabil era și Cosmin care te făcea să te simți relaxată și bine. Eu așa fac față, fac lumea. Efectul Cosmin. Virginia. Mi-a plăcut, da. Papana și da. Ei au fost tari. Și murăturile alea erau în saramă. Da, da. Da. Da, v-am zis. Doamne, cum am ochiul format, deci îmi dau seama imediat, nu se poate. Continuă, te rog. Am zis că papanașii pe lângă ei au fost acri. Adică ei au fost foarte... Ce frumos! Doamne, cât de frumos! Și tu vorbești numai în versuri, Virginie. Tu... Foarte frumos. Foarte frumos. Larisa? A fost foarte frumos. Cel puțin mie mi s-a părut că au transmis enorm de mult. Atât prin cuvinte, cât și prin gesturi. În ciuda emoțiilor, amândoi și acum au emoții, dar nu știu, reușesc să scoată reciproc unul de la celălalt tot ce-i mai bun și nu știu. Mi-mi place mult de ei și am văzut compatibil încă de la început. Nu mai zic de momentul în care a cerut-o. Și eu am avut piele de găină. S-a făcut geaca de piele.
Bianca. Da, mi-a plăcut foarte mult, foarte frumos. Și noi, da. Ce zici, mă? Atât? Papanașul, murătura, cărnița, Doamna, amiga, Andreea, peisajul. Trebuie să-mi iau zi mie asta, mă, ce am înțeles. El o zice mai multe ca mine. Julia, ți-a dacă, plăcut? Da, dacă de obicei sunt gică contra și am mereu ceva de comentat, de data asta chiar nu am. Au fost foarte frumoși, foarte, foarte, au transmis foarte mult. Emoțiile lor nu e nevoie să le exprime prin cuvinte, se văd. Am mai văzut date-uri de ale lui Cosmin. Am și participat. Ești una dintre victime. Dar... Ia s-o relaxat acolo. Da. Ai dat-o, Julia, de tot. Dar la niciun date nu l-am văzut atât de natural, atât de emoționat și atât de, nu știu, el. Oh. Foarte frumos. Asta am spus că a fost cel mai special date pe care l-am avut. Doamne, ajută să tot fie de acum încolo.